ziua, domnule Bădicioiu. Bună dimineața, bună ziua. Am zis să ne întâlnim pentru că noi avem campania Antreprenori de Succes în Prahova și antreprenoriatul cultural. Dumneavoastră sunteți un pionier în ceea ce privește antreprenoriatul cultural în Prahova și am zis să ne întâlnim să stăm puțin de vorbă. Știu că aveți festivalul Romeo și Julieta la Mizil, care are deja câți ani? 17. Merge spre, spre majorat la anul. La anul faceți majorat. Da. Și în plus de asta sunteți profesor? De limba și literatura română și limba engleză. Chiar. Și de unde îmbinarea asta română, epigramă, engleză, profesor, cum le împărțiți pe toate? În primul rând vă mulțumesc pentru invitație. Mă simt confortabil aici cu dumneavoastră și cu domnul care ne filmează la această masă frumoasă. Îmbinarea a venit în mod natural, pentru că epigrama face parte din literatură, dar din literatura umoristică. Apoi gândul a apărut în mod natural de asemenea în anul 2007, când mă întorceam de la bacalaureat, pentru că era foarte cald. În mintea mea, coroborat cu faptul că apăruse deja volumul Romeo și Julieta la Mizil de George Ranetti, în mintea mea s-a născut ideea, dar de ce să nu se întâmple ceva în Mizil cu acest titlu? Că mi se părea un titlu extraordinar. Mi-a rămas în minte ideea, n-am fructificat-o imediat, am mers la mare în anul după ce am terminat bacalaureatul și la mare împreună cu domnul director Victor Minea, partenerul meu de 17 ani, mă refer la festival, partenerul meu, am pus la cale în ghilimele acest concurs, se numea atunci Concurs Național de Calambururi și Epigrame, ediția 1, 2007, deci la 100 de ani de când a publicat George Ranetti pentru prima oară în 1907 această comedie, o parodie la piesa lui Shakespeare, la tragedia Romeo și Julieta. A ieșit, credem noi, nu știu dacă pentru asta sunt aici, formula antreprenori de succes mă flatează, dar nu cred că mi se potrivește, sunt un... Ați pus Mizilul pe harta culturii prahovene și pe harta țării? Poate că da. Adică datorită acestui festival s-a auzit de Mizil. În sensul bun, nu-i așa? Eu zic că e un succes. Da, poate că este un succes. El s-a, poate, să spun alții, dacă spuneți dumneavoastră, atunci eu accept, vă mulțumesc, sper să nu fie un compliment, să fie o realitate, că noi nu mai facem complimente, spunem adevărul. Am depășit de mult. Așa, și eu la fel, așa că poate că așa este, Doamne ajută. Deci de 17 ani îl facem. Pe masă sunt câteva produse culturale ale acestui festival, la care am, aici chiar am trudit, să știți, dar mi-a plăcut, tot ce-ți place, nici nu simți că muncești. Unul dintre produse este acest volum care se numește Noi iubim Mizilul, un volum coordonat de mine și de domnul director pe atunci, Victor Minea, profesor de matematică. Noi credem că e unicat în România, deoarece... are epigrame la tema Mizilului, deci numai despre Mizil, și sunt scrise de cei mai mari epigramiști din România. Sunt 475 de texte intitulate Mizil, dar și alte tipuri de texte literare referitoare la Mizil. Și de asemenea, ele sunt ilustrate cu, să zic așa, inserții din presa antebelică, ba chiar mai veche, din secolul XIX, în legătură cu catrenele respective. De aceea cred că este unicat și ne bucurăm mult de acest că am reușit să facem acest volum. Deci un profesor de română și un profesor de matematică, da, amândoi îndrăgostiți de Mizil. Foarte tare și numiți de criticul Daniel Cristaienache, numiți noi binomul matematică-literatură și așa ne-a rămas, binomul. Un al doilea produs este acesta, Quintus 100%, tot produs al festivalului, pentru că maestrul a venit la Mizil la 100 de ani, unde și-a și sărbătorit această vârstă. Am făcut tort, a fost frumos, la ediția 10-a, cred. Și noi atunci am scos cartea aceasta pe care o vedeți, Quintus 100%, care conține numai catrene dedicate lui Mircea Ionescu Quintus. Și avem aici un autograf la 100 de ani pe care ni l-a dat. Nu e scrisă de noi, evident, e scrisă de epigramiști români, cei mai buni epigramiști români. Și un al treilea produs, și mă opresc, este antologia festivalului, care apare de 17 ani, unde avem în jur de 7.000 și ceva de colaboratori, pentru că la toate edițiile au fost în medie cam 500, să știți, de participanți.
Anul trecut au fost 665. Pe aceasta vă dăruiesc. Mulțumesc frumos și mi-au și semnat, da? Sigur. După emisiune. Da. Foarte frumos. Spuneți-mi, Mizilu, de ce, de unde, ce a făcut Mizilu deosebit? Mizilu. Pentru mine Mizilu este o noțiune... Ce reprezintă pentru dumneavoastră? Vă spun, până la un punct reprezintă rădăcinile, bineînțeles, dar de la un punct încolo este un concept aproape teoretic. Pentru că, să vă spun de ce teoretic, pentru că cultura nu prea are consecințe practice, sau are, iată, aceste volume, dar mai ales, vedeți, ca să faci cultură sau să fii în această zonă, trebuie să scotocești. Să scotocești fie în mintea proprie, în sufletul propriu și să vii cu creații personale într-un anumit domeniu literar sau cultural, că noi despre cultură vorbim, fie să scotocești în sufletul, iată, unei localități. Eu am scotocit în sufletul Mizilului de foarte mulți ani, de vreo 20 de ani, și o să vedeți, într-un an, doi, voi scoate la iveală niște lucruri cum nu mai sunt prin altă parte, adică vă face un muzeu, anunț pentru prima oară, un muzeu cultural, dar un muzeu cultural de o anumită manieră, pentru că o anume secțiune din acest muzeu cultural va conține viața Mizilului, că asta m-ați întrebat, de vreo 170 de ani încoace, de la 1850 până în 2020, și documente pe care le-am procurat în acești 20 de ani și le-am, nu în original, în formă virtuală, bineînțeles, dar voi avea dreptul să le folosesc. Ce are special Mizilul? Păi ce are special Mizilul? Hai să recapitulăm ca la școală. George Ranetti, autorul acestei parodii și unul dintre cei mai mari jurnaliști interbelici, dar pe domeniul comicului, așa era considerat, proprietarul ziarului Furnica. Furnica, acest ziar, nu ziar, era de fapt o revistă, apare timp de 27 de ani. Este fenomenal ce s-a întâmplat cu această Furnică. Da? Apoi, Grigore Tocilescu, un mare istoric român, academician, dublu doctorat, președintele Muzeului Național din București, vicepreședinte Academiei Române și așa mai departe. Iată, e, nu? Agata Bacovia, nu prin ea însăși, ci prin căsătoria cu George Bacovia, dar mulți o consideră cunoscătorii că ar fi fost cea mai dedicată soție dintre soțiile de scriitori, pentru că l-a iubit atât de tare încât nu l-a părăsit în momentele lui cumplite de boală. Deci Agata Bacovia, născută tot în Mizil. Apoi, ce ar mai fi? Ranetti, Bacovia, așa, Leonida, uitam de Leonida Condescu, primarul pe care l-a nemurit Caragiale în schița O zi solemnă și a cărui casă se reconstruiește chiar acum, se restaurează și probabil că acolo va fi Muzeul Literaturii din Mizil, în casa lui Leonida Condescu. Și mai anunț ceva, ceea ce nu, am reușit după mult timp să-i găsesc chipul lui Condescu, cu mare dificultate, avem chipul și probabil că îi va face o statuie. Pentru că merită să fie nemuritor și prin felul ăsta. Și în cât timp credeți că puteți deschide? Noi credem că la anul, în luna mai probabil, am vorbit chiar ieri și cam așa ceva apreciem. Și ziceți că ce căutați la antreprenori de succes? Da, când le spun așa, mi se par și mie multe, dar când le fac nu simt nimic. Adică nu mă bucur, nu simt efortul, vreau să zic. Am intrat în rutina mea. De exemplu, eu zilnic scotocesc 2-3 ore, fac arheologie virtuală, eu așa o numesc. Scotocesc pe unde știu eu că pot scotoci, nu e la îndemână, chiar și plătesc anumite locuri, pentru a scoate la suprafață aceste documente care privesc Mizilul. Și am aproape un hard extern plin cu așa ceva. Le voi folosi la un moment dat. Da, deci o să fie un muzeu da. Pe care dumneavoastră l-ați înființat, practic. Da, ideea aparține primăriei, bineînțeles, dar mă voi implica din toate punctele de vedere. Deci nu numai prin festival, punem Mizilul pe harta culturii și... Cred că se va întâmpla asta. Aici chiar aproape am certitudine. Numai să am drumul lin, să am drumul curat. Până în momentul acesta, festivalul se desfășoară la Liceul Teoretic Grigore Tocilescu, unde și lucrez, dar e posibil ca de la anul să-l ducem la
muzeul, în casa lui Leonida Condescu, este cel mai potrivit loc din toate punctele de vedere. Și există spațiu acolo, da, pentru există. Toți invitații, că știu că aveți în fiecare an vom inventa ceva, nu știu ce se va întâmpla, mai punem cea pe acolo, găsim o variantă. Da, avem în jur de 120-160, câteodată mai mult, mai stau și pe holuri. Eu știam în jur de 200. Am avut și 200 avut. Și o colega dumneavoastră a prezentat, doamna Luiza. Da. A fost senzațional în anul acela, chiar când a venit domnul Mircea Enescu Quintus. Știu că mi-a povestit de întâlnirea cu dânsul. Era atunci de a dreptul emoționat. Atunci, teribil a fost atunci, da, teribil. Amintiri importante și care ne, știți cum spunea Oscar Wilde, că trecutul te ajută atunci când îți folosește în prezent. Nu ne folosește în prezent, că timpul trece, nu întinerim, dar nici nu îmbătrânim. Și atunci ne maturizăm și atunci avem nevoie de aceste, în ghilimele, pastile. Pastile, da. De suflet, pastile de eu știu. Și încă ceva, suntem la cultură. Eu am o idee pe care de câte ori am ocazia o reiterez. Cultura nu are margini. Ce înseamnă? Nu are geografie, de fapt, am formulat prima oară. Adică Eminescu s-a născut, știm cu toții, la Botoșani. Da, bun, Ipoteștiul este unde se vor continua să-și ducă existența membrii căminarului Eminovici. Dar, deci, e vorba de zonă rurală când va trăi, când va copilări. Pe urmă, Creangă știm cu toții unde s-a născut, etc., etc. Cultura nu depinde de mediul, ca să spun așa, nu are nevoie de sprijin, ci ea subzistă prin ea însăși. De aceea cred că Mizilul și oricare oraș din România ar putea, dacă își fructifică o parte din, că toate orașele au un trecut mai mult sau mai puțin spectaculos, dacă scotocești, găsești, și atunci s-ar înfrumuseța întreaga cultură națională. Pentru că, într-adevăr, eu nu cred în asta, în centru cultural. Nu e Bucureștiul centru culturii, nu este, iată, Ploieștiul este centru culturii prahovene, e adevărat. Și noi întotdeauna am încercat să venim în direcția Ploieștiului, din păcate nu prea am reușit până acum, dar ne-am descurcat. Pas cu pas, încet, încet. Ne-am recompensat acum 3-4 ani când am primit trofeul pentru cel mai reușit proiect din Prahova, da, mi-amintesc, cred că era prima ediție a Galei Prahovene, cred că se numește. Mm-hmm. Și era deci domeniul înainte culturii. De pandemie. Da, da, până 2019, cred, sau 18, 3, 4, 5, mă rog, un trofeu frumos. Unde vedeți cultura în Prahova acum? Ce părere aveți despre ea? Prahova are rădăcini culturale foarte puternice, sunt nume uriașe în Prahova. Nichita Stănescu, îl avem și pe Caragiale, știm noi în ce fel, dar este prahovean. Îl considerăm prahovean și este prahovean. Așa că cred că se poate mult mai mult. Deci o promovăm suficient? Nu cred. Din păcate, eu sunt omul adevărului, nu cred că o promovăm suficient. Avem un filon de aur care nu este fructificat la întregul potențial. Numai dacă amintesc Festivalul Internațional Nichita Stănescu, unde aș vrea mult mai mult, sunt vreo 30 și ceva de ediții, dar se poate mult mai mult decât este în momentul actual, da, pentru că Nichita este nu un brand, este ceva, eu nici n-aș putea să găsesc acum așa de repede o sintagmă pentru Nichita Stănescu. Este lângă Eminescu și cred că e suficient. Statuia aceea e minunată, dar se mai uite pe lângă ea puțin pe acolo, că se văd niște lucruri. Din păcate, anul ăsta doar cine a căutat a exact, asta am vrut să spun. Asta am vrut festival. Să spun. Promovarea este foarte necesară. Și dacă vorbim despre antreprenoriat, cred că aici niciun efort nu este prea mic. Trăim într-o lume în care dacă lumea nu știe că există, nu caută. Nu, exact ce a spus dumneavoastră mai devreme. Și este foarte important să promovezi. Da, e adevărat. Cultura trebuie promovată. Și în Prahova trebuie mai mult. Să sperăm că ușor, ușor, pas cu pas, facem și noi, fac și autoritățile, da, și să ajungem. Da, și să stimulăm elevii mereu, mereu, tineretul, mereu. De elevii dumneavoastră voiam să vă întreb, că am văzut niște clipurețe pe YouTube. Da. V-au făcut? V-au, mi-au făcut, v-au mi-au făcut multe. Ce părere au?
Există la noi aproape că s-a creat o instituție a voluntariatului foarte puternică. Nu vă numai referiți, datorită. Vă referiți la liceul la Tocilescu? La liceul teoretic Grigore, mulțumesc că a spus, Grigore Tocilescu, da, dar nu numai datorită festivalului. În general, poate festivalul a pus primele cărămizi pentru acest voluntariat. În jur de 100 de elevi, poate chiar mai mult, anual, se implică în tot felul de activități. Evident, începând cu Romeo și Julieta la Mizil, dar mult mai multe altele, că avem proiecte multe. Chiar la festival, secțiunea a avut 250 de participanți copii și 400 și ceva adulți, deci vreo 660 au fost anul trecut. Deci 250 înseamnă mult. Și ca să vă spun de Prahova, că sunt promisiuni uriașe, anul trecut a câștigat la secțiunea poezie o elevă de la Colegiul Național Jean Monnet, Pedagogic Jean Monnet, Regina Maria se numește acum. Da. Cred, da, Regina Maria se din numește, Ploiești. Da. Apoi la pe locul 2 a fost tot din Ploiești o domnișoară de la Cuza, cred, și pe locul 3 de la Mihai Viteazu. Deci e concurs internațional, să știți. Și primele 3 locuri au fost ocupate de ploieșteni. Okay. Iată că chiar ploieșteni, cu atât mai mult vreau să zic. Iată că sunt premize extraordinare. Iar la Epigramă, locul 1 tot o ploieșteancă. Este, mi se pare extraordinar. Promisiuni sunt, vedeți, da, dar trebuie da, să-i da, ducem da, pe drumul da, da, corect. Da. Inspectoratul județean Prahova, mă refer la învățământ, la educație, bineînțeles, face eforturi mari ca să ajute. Noi avem și parteneriat vede, cu ei mereu, să știți. Ultima, și se văd aceste eforturi prin premiile obținute. Doi dintre inspectorii de română, amândoi, de fapt, că doi sunt în domnul Mihai Morar de la Mihai Viteazu și doamna inspector, profesor doctor Cristina Marian Ionescu, sunt în juriu de vreo 12 ani, cred. Și sunt apreciați și fac o treabă nemaipomenită. Nu fac, nu spun asta numai pentru că îmi sunt așa inspector, dar e multă muncă acolo, să știți, la atâtea sute de oameni. Și o fac cu plăcere. Și iată că au început să apară rezultatele și în zona asta. De exemplu, în Epigramă, care e oarecum periferică literaturii. Adică nu e o specie centrală. E de nișă mai mult, dar să știți că au început să vină copiii. Tinerețea epigramiștilor începe pe la vreo 70 de ani, să știți. Ala. Atunci, da, pentru că ei se maturizează. Epigrama este un gen pretențios, trebuie să ai înțelepciune, trebuie să ai o viziune largă asupra societății ca să poți să găsești lucrurile care sunt în neregulă și să le taxezi după aia. E, copiii nu prea reușesc să vadă atât de larg la vârsta respectivă, pentru că ei sunt pe alte, sunt adolescenți, nu au experiență așa. E, numai că iată că au început să vină. Am avut vreo 40 de participanți, de la vreo 6 la... De la 6 am ajuns la 40. La copii, la Epigramă. E un și epigramiștii sunt mulțumiți, să știți că e singurul din România unde vin copiii la Epigramă. În rest sunt numai adulți. E singurul. Și e singurul festival care se desfășoară într-un liceu. Liceul Teoretic Grigore Tocilescu din România. Și de la anul vreți să-l mutați? Intenționăm. Dacă acea casă a lui Leonida Condescu va fi gata, îl mutăm. Și vor mai veni copii? Da. Vor veni, vom păstra aceste legături permanent, vom avea parteneria cu, eu lucrez chiar acolo, vă dați seama că relația este foarte bună și vom avea parteneriat. Dacă se va termina, dacă nu facem tot la noi la liceu, unde vin să știți că foarte mulți invitați de rang înalt, vă pot menționa că timpul e foarte comprimat și încerc să spun cât mai multe în timp cât mai puțin, au venit de-a lungul timpului, iată, vă spun câteva nume. Solomon Marcus, regretatul academician de 4 ani, de 4 ori. Ștefan Cazimir, de vreo 12 ori, până a murit a venit domnul profesor Ștefan Cazimir. Daniel Cristianache, Dance Mihăilescu, Mircea Ionescu Chintus, Mircea Dinescu, Mihai Stănescu, Teodor Baconski, Mihai Cimpoi, Nicolae Dabija, foarte mulți din păcate, Dumnezeu să-i odinească, nu mai sunt. George Stanca, Dumnezeu să-l odinească și pe George Stanca. Sunt foarte mulți care... Poate te întreb sau ne întrebăm de ce niciunii n-au fost plătiți. Dar nu vine nimeni plătit, să știți. Vine în urma unei conversații telefonice în care le spunem ce este acolo, ce rol au, după care Ioan Aurel Pop, după care acceptă sau nu acceptă. De obicei 99% acceptă. Nu știu de ce. Vedeți? Nu știu. Deci faceți. Nu știu de ce. Faceți lucruri de succes. De ce? Da. Să fiți modest că nu e cazul. Ei, știți cum e o vorbă, glumeați așa, modești, dar se știe. Corect.
Ia spuneți-mi, ce părere aveți despre profesorii de română? Ce trebuie să facă pentru a aduce elevii? Pentru că, în primul rând, profesorii de română sunt cei responsabili de educarea copiilor și educarea literară mai mult, lor spre zona de cultură. Să facă ceea ce fac și până acum. Numai că știți că programa e foarte aglomerat. Da, nu, să le deschidă orizontul. Orizontul, știți cum, să gireze anumite posibilități pe care copiii nu le știu, dar prin faptul că un profesor de română le creditează, le girează, elevul se duce spre zona aia. Adică un festival, contribuția la un anumit produs cultural, un anumit proiect, să-i trimită să orienteze, în sensul bun al cuvântului, să-i orienteze către aceste zone. Copiii au un mare potențial. Dar la fel ca atunci când în familie se ascultă o anumită muzică, așa, și copilul preia din mediul familial, așa este și cu ce m-ați întrebat dumneavoastră. Dacă profesorul cântă muzica, dă tonul bun, elevul are potențialul să urmeze acel drum, dar trebuie să fii foarte atent pentru că oricând poate să iasă de acolo. Trebuie să-l ții tot timpul pe acea cărare îngustă care duce la împlinirea lui sufletească, pentru că elevii asta nu sunt la vârsta aceasta oarecum, nu oarecum, dificilă, o știm cu toți, adolescența. Nu sunt împliniți sufletește foarte mulți și trebuie să-i ajutăm să se împlinească sufletește, dacă se poate să fie fericiți. Este extraordinar dacă poți să faci asta, într-un fel sau altul. Augusto Curris a scris o carte care se numește Profesori fascinanți, părinții străluciți sau ceva de genul. Asta urmărim. Prin acest triunghi, părinte, cu vârfurile, cu ABC, părinte, profesor, elev, în orice ordine doriți dumneavoastră, se poate realiza, ăsta e triunghiul educației, dar din păcate scârție lucrurile, facem eforturi, nu este ușor pentru că de multe ori piedicile sunt mai puternice decât intențiile noastre bune. Și când spuneți piedici, la ce anume? Mă refer la tot ceea ce îi înconjoară, care știm cu toții, de multe ori nu îi ajută să se ducă în zona de împlinire sufletească, ci îi duce spre zona de risipire a timpului, de căutări, superficialitate, de lucruri, da, facile, de eu știu. Și noi trebuie să intervenim. Încercăm, reușim de multe ori. Numai în cartea asta sunt vreo, cred că în jur de 100 publicații de tineri. Dintre care și doi de la liceul Tocilescu, care au luat și ei mențiune de la noi, de la liceu. Deci și în felul ăsta încercăm să creăm o legătură a lor extracurriculară, bineînțeles că nu este în program, evident, cu literatura română. Și merge. Într-adevăr, sunt puțini, dar poate că vor crește. Încet, încet. Vor crește. Aveți colaborări cu liceele din Ploiești sau din Câmpina? Da, avem cu liceele din Ploiești, avem cu Inspectoratul Școlar Județean și din Câmpina. De la Câmpina sunt vreo 3 mențiuni anul ăsta obținute, toate foarte bune de la Câmpina. Deci avem copii. Are tradiție extraordinară Câmpina. Da, la prima ediție sau la a doua a câștigat-o domnișoară Raluca Dumitran, care ulterior a terminat, cred că, Cambridge. Are legătură cu faptul că a participat la noi. Dar, nu, interesant e că atunci, la ediția a doua, cred, sau a treia, în 2007, 8, 9, pe acolo, locul întâi la Epigram a câștigat un profesor universitar, doctor, care era decanul Facultății de Aeronautică și o domnișoară de 17 ani din Câmpina la poezie. Deci a fost o chestie extraordinară care mie mi-a dat pentru că inițial noi încercasem să spunem așa, participă tinerii de orice vârstă. Și acum am păstrat ideea cu participă tinerii de orice, pentru că tinerețea este o stare, nu este un număr, știm. Și atunci s-au amestecat. Acum am făcut niște secțiuni separate pentru că ministerul ne-a spus că e bine copiii să fie acolo, adulți să fie acolo. Ne vom mai gândi la aspectul ăsta. Da, știți că e mai corect așa pentru copii, pentru că ei nu știu au experiența de viață. Știu că este mai corect, știu, dar nu uitați că Eminescu a debutat la 16 ani. Da, nu sunt toți Eminescu. Știu că nu sunt toți Eminescu, dar să știți că sunt foarte talentați. Foarte talentați sunt copiii. Cei din juriu, unul de la Slatina, că juriu este național, e împrăștiat în toată România, ne spunea că anul acesta, ediția 16-a, deci ca așa, i-a plăcut mai mult poeziile scrise de adolescenți decât celelalte.
afirmație a unui membru a juriului care are experiență. E probabil că sunt mai actuale, sunt mai conectate. Sunt fresh. Sunt fresh. Adulții vin cu teme de-astea mai așa, știți, zona patriotică și dragostea, dar sunt într-un alt mod. Tinerii vin cu o prospețime aia. Păi și cum să nu-i ajuți? Care cum sunt temele lor preferate? Ai dragostea. La 16-18 ani, dragostea. Nu, da, nu, zona socială, nu se duc ei spre zona socială. Dar atenție, ce vreau să vă spun acum, noi suntem foarte, foarte severi la zona poeziei, deși nu trebuie cu poezia să fii sever, dar suntem severi la formă. Noi avem unul dintre textele poetice trebuie să fie în stil clasic. Adică din cele trei poezii, una să fie cu prozodie. Pentru că vrem să păstrăm și, știți, poezia, cum spune Arghezi, este și slovă de foc și slovă făurită, împerecheată în carte semărită, spune el. Adică poezia este și talent, dar e și trudă. Ori truda este la prozodie. Așa, să pui o rimă, oricine poate, dar nu e vorba numai de rimă, e vorba de un metru, eu știu, o muzicalitate, o, știți, așa, poți să arunci. Dar din alea trei, unul singur este vers clasic și asta îi pune să muncească. Și să conserve, pe de-o parte, și poezia clasică. Când zic clasică, mă refer la cea cu prozodie, nu un vers alb sau un vers liber. Am înțeles. Asta îi ajută. Da, deci sună bine. Una peste alta. Viitorul sună bine. Sună bine, acum, da. Pe partea de cultură. Da, da, eu cred că da. Eu cred că da. Și cred totuși că ar trebui mai multă apropiere de Ploiești. Eu am încercat. În sensul că, știți, simt câteodată că aș vrea să fie Ploieștiul mai aproape de Mizil în acele momente. Am încercat de mai multe ori. În momentele festivalului. În momentele festivalului și momentele culturale. Vedeți, aducem oameni de la distanțe foarte mari și ne e greu să aducem oameni de la Ploiești. Ne vin oameni din Ucraina, ne vin oameni de la Cernăuzi. V-ați gândit că poate Ploieștiul e gelos pe Mizil? M-am gândit și la asta, dar de ce să nu fim frați? E mai bine să fim frați decât să ne invidiem. Nu, nu cred că... Ba da, s-ar putea. Frate, frate, dar prânză pe bani? Știu, dar nu. Știți cum? În cultură cred că toți ar trebui să vibrăm atunci când construim un produs. Eu vin mereu la festivalul Nichita Stănescu. Pentru mine Nichita este un poet și pentru mulți, pentru, mă rog, cine cunoaște Nichita literatură. A depășit granițele. A depășit multe bariere. Da, și de aceea am zice că să nu mai conteze geografia asta și să ne apropie mai mult, aș vrea. Sprijin din partea primăriei locale actuale avem. O colaborare foarte bună. N-am avut până acum vreo 3 ani, vreo 10 ediții am mers solitari, fără nimic, numai din contribuții particulare. Dar acum avem o colaborare bună și cu Ploieștiul, prin instituțiile pe care vi le-am spus. Inspectoratul Școlar Județean, Casa Corpului, da, Biblioteca Nicolae Iorga de mulți ani, Biblioteca Licee din Ploiești. Dar atenție, licee din Ucraina, licee din Basarabia, licee din Mihai Eminescu din Carapciu, liceul Gheorghe Palade din Puhoi, care este în Republica Moldova. Avem mai multe colaborări, pentru că, vedeți, noi de la început ne-am gândit că Moldova, mă refer la Moldova de dincolo, este tot într-un fel sau altul România, măcar prin limbă. Nu vreau să, nu, politică n-am făcut niciodată și nu o să fac. Dar măcar prin limbă, printr-o cultură comună, pentru că avem o cultură comună, și am deschis mereu punți de celebrele poduri de flori, noi am pus poduri de literatură către... Și să știți că în fiecare an am avut în jur de 30%, 30-40% participanți din Republica Moldova. Deci avem o colaborare excepțională cu primăria din Chișinău, de exemplu. Dar nu avem cu cea de aici. Dar o să avem. O să avem. Pentru că pe Marian îl cunoaștem foarte bine și s-ar putea că la un moment dat să... Marian a și participat, directorul Casei de Cultură la noi, vreo 2 ani, acum vreo 10 ani. Și cred că se poate, sunt multe, dar timpul e comprimat și mi-e teamă mereu că nu pot să spun. Când avem anul ăsta? Anul ăsta în septembrie încep în scrierile, așa. În decembrie se termină în scrierile și în ianuarie premiem. În ianuarie premiem, nu știu ce invitat o să aducem, dar ca întotdeauna o să fie ceva... ieșit din comun. Dar aș vrea să nu uit, pentru că suma acestor cărți pe care le-am pus pe masă, bine, antologia este aceasta, dar mai sunt vreo 16 așa, deci cam așa este teancul. Am adus și o carte a mea. Asta e a mea. Este o carte care, pe care am publicat-o în 2019, Teza de Doctorat, și
Sunt foarte bucuros că am reușit să public cartea. Este o carte de tip sinteză. Referarea comicului românesc în revistele satirico-umoristice din perioada interbelică. Este o carte foarte densă. Am la această carte am muncit vreo 7 ani. Are legătură mare cu festivalul, că festivalul practic reprezintă punctul de plecare. Este o carte științifică, cu, vă dați seama cum a trebuit să fie făcută. Și cred eu, nu pot să spun eu ceva despre ea, dar sunt bucuros că am reușit să o duc la capăt. Da, felicitări. Asta este muncită, este o carte la care țin foarte mult pentru că mi-a luat mult din viața mea și am dăruit timpul cu mare drag. Da. Ce să vă spun? Vă mulțumesc mult de tot. Mă bucur că dumneavoastră ne dați o speranță că mergem spre bine. Da. Cultura în Prahova are o șansă. Și sper să ne mai vedem când începem scrierile la festival. Septembrie, da. Și sigur la premiere. Vă mulțumesc, sunteți invitată de pe acum. Chimia cred că s-a creat, din câte mi-am dat seama. Cu siguranță. Așa că și faptul că a spus că sunt speranțe e și un exemplu este întâlnirea noastră de astăzi. Exact. Care cred că poate fi o cărămidă. Ușor punem cultura din Prahova acolo unde trebuie. Să ne ajute Dumnezeu. Mulțumesc mult de tot. Să rămână, mulțumesc.